Audierile minorilor sunt extrem de delicate, mai ales când aceștia au fost victimele unor infracțiuni sexuale. Mii de copii români sunt audiați în spații inadecvate, căci puține sunt instanțele care au amenajate camere de audiere a minorilor. Copiii care sunt victime sau martori ai unor infracțiuni intră tot mai des în contact cu sistemul judiciar din România. La Tribunalul Mehedinți, la fel ca în multe alte tribunale din țară, audierea minorilor se face în condiții speciale în sălile de judecată. Problema este lipsa spațiului, iar sarcina organizării unor astfel de camere revine Ministerului Justiției. În lipsa acestor spații, audierea este lacunară. În mod normal, audierea unui minor trebuie să facă niște condiții obișnuite minorului. O sală de judecată nu este chiar un mediu potrivit pentru audiere, audierea lor, și de aceea ar fi necesară amenajarea în mod special a unui astfel de spațiu. Vedeți că distanța dintre locul unde se află minorul și completul de judecată este destul de mare. Și atunci, pentru judecători, este foarte dificil de a stabili o comunicare cu minorul într-un asemenea ambient destul de, să zic, dur sau abstract. De aceea, la nivelul Tribunalului Mehedinți, ar fi bine să existe un asemenea spațiu. Noi nu avem, în momentul de față, un spațiu special amenajat pentru audierea minorului în bune condiții. Aceasta a amenajat 3 camere speciale pentru audierea minorilor și a organizat sesiuni de formare în tehnici de audiere minori pentru diferiți specialiști, judecători, procurori, consilieri de probațiune, polițiști, asistenți sociali sau psihologi.